Bă, uite, așa, vezi, poate ți era dor de servicii. Da, mi-era dor să de voi și îți dai ce seama. Ce ai mai făcut în pandemie? Păi, ce să fac? M-am operat. Aune. Ce puteam și să fac? Mi-am mai făcut o operație. Că de dar spune-mi că mi-ai spus mie că te-ai operat. E, nu am cum să spun, Serghei, la televizor, că acum suntem serioși, numai că la un show păcătos. Păi, da, era bravo, înainte. Bravo. Îți mulțumesc că ai grijă de, ai grijă de amenziile noastre. Da. Unde te-ai operat? La minge. Mi-am făcut un pic de liposucție în zona coapselor interne, pentru că aveam eu un complex și... na. Fiecare cu nebunia zona, lui. Există zona coapselor interne? Da, aici, în interior. Aici, oricât aș fi lucrat la sală, partea asta de aici... Stai să mă ridic să vadă lumea, să exemplific. Da. Ce să vadă că ai rochia? Lasă că se vede. Deci aici, de betine, nu mi se ducea grăsimea din partea asta, oricât lucram la sală, știi? Și acum mi-a luat grăsimea de acolo, am scăpat de ea. 150 de mililitri. A, uite-mi pozele. La revedere! Oh, nu dați, bă. La revedere, grăsime. Nu dați, nu. La ce te uiți? La mine. No, da, uite cum se vede, vezi? Era o poză înainte dură, cum ar veni. Da, așa era. Da, ui, asta este înainte de operație, da. A, era blurat. Uite, e blurat, mă, nu e. Cam filmele japone. E cam filmele japone. Da, adică gen cum se vede acum. Dar i-a crescut o floare. Doamne ferește. Niște buni. Și doi grădinari. Poate a, de, și ți-ai scos de tot ce se vede acum așa... Da, da, din partea asta, din zona capselor interne, am scos grăsimea de acolo, pentru că e foarte greu să lucrezi zona aia la sală, știi? Este. Indiferent, nu știu, și cu exerciții și așa, dacă grăsimea aia e depusă acolo, nu se duce, știi? E blocat acolo. Da, Paula, și când aveam 45 de kg, că am avut, știi că am avut, eram anorexică când eram la un show păcătos, nu se ducea. Deci tot așa aveam forma aia acolo. Da. La... De ce râzi vordea? S-a plâns cineva de zona capselor interne. Da, m-am plâns și eu, că nu-mi place mie. Bărbatul ăla de pretențios. Îi prindea cu ușii cu picioare, îi făcea o ia o tită. Există, băi, crudu, ești perfectă, dar zona coapselor interne îmi repună. Fă dracu ceva cu zona coapselor interne. Avea reclamațiile. Băi, să știi că acolo... Când vorbea cu ea, n-auzea o ea. E o zonă sensibilă pentru fete. Dar cine o vede? Cine o vede, eu o văd bordea și e complexul iubiții meu, indiferent. Nu e adevărat, nu iubiții sau așa. Eu și de ajuns, că am multe ședințe foto și eu multe... Și prietenii mei cu mine. Crăciun și prietenii da, mei. Eu am multe ședințe foto și filmări și așa. Și am eu complexul ăsta, nu-mi place mie, nu știu. Și ieșa prin pantaloni scurs pe aici. Da, uite, mai ții minte din copilărie clipul lui Michael Jackson cu Dirty Diana când trecea lumina aia, venea din spate cum trecea. Da. Și aia, bă, avea picioare perfecte. Da, Crăduțu, eu te înțeleg. Așa trebuie. Fiecare așa cu... Și gata, ai mulțumit acum? Acum te-a durut? Sunt mulțumită. Nu, chiar nu m-a durut, să știi. Nu? Nu, este o... Chiar dar să știi că arăți foarte bine, chiar dacă ai venit cu rochia asta. Mersi, păi n-aveam cum să vin altfel, că am zis că n-am, mai să văd un pic vânătăile, că am avea o săptămână de la operație și am puține vânătăi. Dar ai slăbit cu totul, nu? Eu? Ah. Am să-l mai slăbit un pic, da, cred că. Foarte bine. Și domnul Serghei arată extraordinar. Da, Serghei. Deci Serghei, cu pe cuvântul meu, dacă ai nu, Serghei totul. Este, deci așa, de când îl știu eu, nu există. Deci nu te-ai mai schimbat deloc, Serghei. Dacă... Pe cuvânt. Și eu mă duc acum să-mi cos găozucă. Ești nemulțumit. Scap presiunea prea tare. Hai, mă, Serghei, să rămânem într-o zonă. Să rămânem medical posibil. Medical, dacă... pe cum să spun? Să rămânem undeva înainte de ora 12. Îl spune domnul Bordea că era trecut prin așa ceva. Ce, tu ți-ai găsut? Da! L-a capsat? Capsat frumos. Da. Îți recomand. Pe cauze medicale. Merge altfel șprițul după aia. Așa sunt operațiile acum de hemoroizi de datea. Sunt cu capsare. Da. Ce înseamnă? Da. Cum? Adică vine cu un aparat care capsează foile și... Dacă nu ești mulțumit, îți pune un fermoar. Nu știu ce înseamnă, cum se face, dar se cauterizează baserea alea de sânge. Un fermoar care... și când te bășești, îi sare dinții. Hai să ieșim la cânt. Eu am cu scârțul, dar... La cânt. Să ieșim în zona asta, vorba. Cu arici. Eu am varianta săracă, am cu nasturi. Da, cu nasturi.